Așa s-a întâmplat că ne-am trezit aproape fără buget. Toată echipa, noi am spus, ne-am strâns și am spus sau nu facem, sau facem, dar facem toți gratis. Fiecare an rezultatele sunt tot mai bune. Cinematografia, arte, business, omenire. Perfect, nu există, da, mă rog. Care este atitudinea moldovenilor față de domeniul cinematografiei documentare? Până acum eram să vin deja vreo 5 ori la Cahul. Da, asta doar nu e reportaj, asta e interesant. Vă salutăm, stimați prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes, o emisiune în care descoperim și discutăm cu persoanele care au reușit să își manifeste interesul în anumite domenii și să câștige o anumită rată de succes. Astăzi, da, vorbim despre filme, documentare, mai exact, și despre festivaluri de filme, în special Festivalul Internațional de Film Moldox. Mai multe despre acesta ne va povesti Maxim Cărlan, fondatorul festivalului. Salut, Maxim! Salut! Pentru început, povestește-ne despre tine. Cine este Max Cărlan? Eu sunt din Cahul și aici am terminat școala. Pe urmă m-am dus prin lume să învăț, să studiez în facultate, în alta. Și la un moment dat, adică am studiat cinema și la un moment dat am vrut să fac ceva în Cahul anume. Mie întotdeauna mi se părea că orașul ăsta e super fain și chiar dacă atunci mai era de dorit să fie puțin mai bun infrastructura, dar am zis că trebuie să aducem un festival de film chiar la Cahul. Și așa și s-a întâmplat, deja de a 5-lea an suntem aici, ne place, vedem schimbări pozitive. Ne place audiența de aici, trecem frumos timpul și implicăm tineretul. Cam asta. Deci, după cum înțelegi, m-ai întrebat ceva să povestesc despre mine și eu am spus despre festival deodată, că adevărul e că festivalul a devenit viața mea. Tu reprezinți cumva. Putem spune și așa, dar de fapt există, adică îți dedicat parcursul anului în totalitate cam la festivalului. Între timp termin acum masterat în scenaristică, încep să scriu niște filme, documentare fac. Întotdeauna dedic tot timpul ca să ofer altora platformă ca să-și facă filmele și am uitat că de fapt de la asta am început, că eu căutam platforma unde să-mi fac filme. Dar acum deja după 5 ani când deja ne-am implementat, simt că pot câte puțin deja să am timp și pentru creația mea. Dar tu ca profesie ești... Ca profesie sunt scenarist și regizor de film, da. Așa. Și povestește mai mult despre Moldox. Ce este și de unde a apărut? Care a fost ideea din spatele creierii festivalului? General, atunci era o perioadă când eu căutam ceva bun să se întâmple la mine în viață. Eu tot aplicam cu un film în toate părțile și nu mergea și nu era succes în filmul ăla. Adică el a ajuns undeva și foarte bine a ajuns, dar căderea după asta a fost ca scenariu, încă nu era gata. Mă rog, și eram așa mai avântat atunci, spun nu, trebuie să am ceva bun. Și am aplicat la Institutul Suedez pentru un festival mic, așa zilele filmului de documentar, ceva simplu. În Cahul? În Cahul anume, da, asta inițial a fost de să facem la Cahul. Și s-a întâmplat așa că am luat finanțarea, dar deja în echipă care erau cu mine, cu care am aplicat, cu Pontus din Suedia, el avea idei foarte mari, adică noi cumva ne imaginam diferit. Și el vinea și spune, să facem și asta, trebuie să facem și o școală, Moldox Lab, una și alta. Și atunci am lucrat cu Centrul Contact, care am implementat împreună proiectul în parcurs de vreo 2 ani. Prima ediție a festivalului a fost în anul 2016. Da. Și care au fost cele mai mari piedici în realizarea primei ediții sau primei încercări? Piedici la care... Deci piedicile erau câteodată de infrastructură mai degrabă. Deci erau piedici de gen scaune din palat cum erau, da? Veciele din palat cum erau. Unele chestii mici, da? Unde se cazez, în ce condiții, toate chestiile astea care noi credeam că erau piedici pentru noi. Ori ele, mai ales pentru început de festival care vrea să aducă schimbare socială, aș să ridice întrebările care, mă rog, care erau ridicate și care într-una le ridicăm, ele chiar au fost un atu al nostru.
Fiindcă toți străinii cei care au venit aici, ei fiind documentariști, în mod normal documentariștii sunt oameni mai simpli în ghilimele, spunem, ei așteaptă acolo să vadă ceva unde e nevoie de o implicare și ei chiar au rămas frapați și le-a plăcut foarte mult ideea asta că e la Cahul. Deci în momentele care noi aveam în Hibe, lor chiar le-a fost atrăgătoare. Ceea ce s-a aștepta ca să avem probleme cu birocrația sau administrația, nu e din Cahul, dar în general, adică nu știam cum asta o să decurgă, a fost foarte, foarte ok tot. Iată că anul ăsta este deja a 5-a ediție, se va desfășura. Cum crezi tu, care a fost cea mai grea ediție de organizat la festival? Cea mai grea ediție a fost a doua. Fiindcă prima întotdeauna e cu succes, nu întotdeauna, la noi s-a primit așa, am avut norocul și pentru noi era tot pentru prima dată și au mers super tare. La a doua noi nu știam ce o să fie. Noi aveam așteptările de la prima, dar deja era diferit. Și acolo a fost mai greu că, mă rog, dacă în prima ediție, poate din entuziasm, salele erau câteodată arhipline, poate cu lumea care nu neapărat o știut cum a ajuns sau de ce, dar în a doua, când noi am făcut așa o leacă mai lent și nu... Deci chiar am lăsat oamenii să aleagă să vină, să spună că iată vreau, că am auzit, că vreau să văd un documentar. A fost o leacă mai greu. Și desigur că și precedenta, când n-am avut deloc bani. Așa s-a întâmplat, nu pot să intru în detalii acum, așa s-a întâmplat că ne-am trezit aproape fără buget. Asta a fost în a patra ediție, când toată echipa, noi am spus, ne-am strâns și am spus sau nu facem, sau facem, dar facem toți gratis, așa cum putem. Nu mai sprijinit și primăria și financiar, dar foarte mult spiritual, adică nu spus că nu băieți, cum așa? Voi trebuie să faceți. Dar am mai fost în situații când n-au bani? Toată viața. De să facem. Și anul ăsta o să fie diferit pentru că prima dată se organizează așa că și n-au. Da. Aveți resurse financiare destule? Nu, nimic nu s-a schimbat în resurse, pur și simplu am spus că des facem și la Chișinău. Noi vrem să testăm, vrem să vedem cum asta ar fi la Chișinău, că într-una avem lume care să vjelui că nu putem să ajungem la Cahul câteodată, e greu, una alta, nu putem să luăm zile libere și ar fi fain să le aduceți la Chișinău. Plus la tot acum cu carantina, cu pandemia, nu știm cât de ușor lumea o să poată să circule și de asta am zis că hai că facem la Chișinău, probabil că e anul cel mai bun ca noi asta să încercăm. Și de unde obții tu inspirația, motivația care ți este necesară pentru a merge mai departe cu festivalul? E foarte complex. Una e că avem aici un sol fertil. Din punct de vedere, ușor lucrăm cu administrația, este audiență, deci da, răspunde, vrea să vină, vrea să vadă. Audiență fidelă deja la 5 ani. Îi atrăgător pentru un festival de documentar să fie undeva în afara centrului, spunem așa. Faptul că vreau să am oportunități ca să vin să văd părinții și din cauza la rezultatelor. În fiecare an rezultatele sunt tot mai bune. Asta e ceva care înapoi îți dă energie și vrei ca să faci. Când realizezi că nu faci degeaba, spunem așa. Ce planuri pe viitor ai cu festivalul? Nu mă refer la anul ăsta, mă refer la 2021-2023. Sunt două opțiuni. Sau mergem în ritmul în care mergem, câte în fiecare an, câte puțin mai mult, câte puțin mai mult, încercăm ceva nou, întotdeauna câte ceva, câte puțin nou, sau să ne reinventăm. În sensul? Nu știu. Nu știu exact în ce sens, dar aveam eu așa niște gânduri că, bine, nu pot spun că absolut deloc nu ne plictisim. În fiecare an există ceva nou la care ne gândim că iată ceva nou o să vină și ceva nou apare, avem teme diferite, dar m-am gândit că poate că e interesant ca să existe ceva, chiar poate la nivel anual, când te reinventezi absolut din nou. Tot e din nou, nu e ceva neapărat după o tradiție. Nu știu, asta încă în echipă n-am discutat și probabil că n-a să audă să-mi spună da și cu tine ce ai în vedere, dar poate să fie ceva la mijloc.
Dar planurile sunt, așa cum am continuat 5 ani ăștia, aici e baza noastră, aici venim, vrem să vedem audiență în sel, sau anul ăsta o să fie în aer liber, de pe 9-13, apropo, septembrie, și da, o să luăm toate măsurile sanitare care sunt necesare. Și vrem să vedem audiență, vrem să vedem că lumea vrea să vadă filmele care le propunem să le arătăm. Festivalul de obicei, așa a fost în fiecare an, se desfășoară toamna, pe parcursul anului. Ce faci tu ca director al festivalului? Deci pentru noi, dacă când ceva se termină toamna, ca eveniment, asta înseamnă încă vreo plus 2 luni, asta e doar ce-a fost, evaluări, monitorizări, rapoarte una alta. Avem 2 luni de vacanță, nici măcar 2 luni de vacanță, când deja se deschide că iarăși trebuie să aplici pentru finanțări. Și după asta vreo 3-4 luni trec așa, cu finanțări, cu chestii, cu planificare, că când ceri o finanțare deja trebuie să ai un plan. Deci cam din ianuarie noi deja începem și ne gândim despre festivalul care o să fie în septembrie. Iată, cam asta e planul. Deci avem vreo 2 luni de vacanță, nici măcar. Dar cum a afectat pandemia activitatea ta ca director al festivalului, dar și a festivalului? Bine, până acum eram să vin deja vreo 5 ori la Cahul. Mm. Din februarie n-am putut să vin deloc în Moldova. Până acum, iată acum am venit și asta tot cu greu mi-a reușit să ajung. O a afectat dintr-o parte negativă. Iată că, mă rog, nu știm cum o să fie, alea că imprevizibile situații, dar pe de altă parte, pozitiv că am știut că echipa întotdeauna era acasă, fiindcă la noi, în general, Messenger-ul și Google Drive, asta e oficiile noastre, fiindcă suntem tot peste tot, am putut lucra ușor că toți erau acasă. Și da, asta e un plus pentru organizare, dar sigur că e un minus la alt nivel. Fiind deja cumva experimentat în domeniul organizării festivalurilor, cum crezi, care este atitudinea moldovenilor față de domeniul cinematografiei documentare? Eu o să vorbesc despre ceea ce știu, că nu știu, nu pot să vorbesc din partea altor festivaluri din Moldova. La început s-a aștepta tot să fie reportaj de cum se vede la, nu știu, la oricare televiziune. Care, de fapt, documentarul care noi îl arătăm, ăsta e un documentar diferit. Sau el e creativ, sau el e bazat pe personaje. Nu e reportaj, spunem așa. Și cu timpul, oamenii realizau, când vedeau un documentar, realizau că, da, asta doar nu e reportaj, asta e interesant. Asta e aproape ca în ficțiune. Una, alta, și deci oamenii realizau tot mai mult și mai mult. Astfel avem și audiență fidelă, care aude de Moldox, înseamnă că în fiecare seară o să fie aici. Asta e sigur, sigur că ceea ce noi, asta e perfect, asta e ceea ce ne așteptăm. Că, mă rog, 5 zile, asta nu e așa de mult ca să dedici pentru ca să vezi filme care în alt loc n-ai ales să le vezi, că ele nu se arată la televiziune. Sunt festivalici. Dar încă nu cred că, mai ales la Cahul, la noi, s-a realizat potențialul și, în general, ce înseamnă când aduci un festival aici, așa de mare. Cu filmele astea care, poate ca să le vezi în alte țări, de fapt, trebuie să plătești destul de mult pentru bilet. La noi e gratis. E un eveniment care tu lucrezi asupra ta, e un eveniment cultural, care îi oportunitate ca să vii să te rafinezi, spunem așa, să înveți ceva nou, să vezi o altă perspectivă asupra vieții. Rar perspectivele astea sunt arătate la televiziune, din cauza formatului. Sunt cauze multe, de ce? Și lumea care o să vezi, tineret, e o oportunitate. Cum e la noi, nu fără alb, când te duci să dansezi și să vezi diferite ansamble de unde ai venit și ca să vezi ceva frumos, cum la noi spunem, fix așa, e și festivalul nostru, ca să vezi ceva frumos sau unele dificultăți din lume, în general. Iată asta. Nu știu dacă încă se realizează asta, când câteodată în alte orașe, europene, probabil, când este un festival de film, e clar, mai ales dacă a fost testat și e bun și are filme bune, rând.
la noi? Nu, cultura nu e dezvoltată așa de mult. Încă se mai lucrează la asta. Nu spun că situația e foarte rea, absolut deloc. Chiar e foarte bună. Dar se mai lucrează. Mai sunt încă locuri libere, spunem așa, în sală. În contextul faptului că tu ai trăit în mai multe țări, care ar fi țara ideală pentru un cineast? Depinde și cinema faci. Depinde documentare? Moldova. Pentru finanțări nu, dar pentru ca să ai idei și ca să ai cu cine lucra, e plin de idei. Inspirația e la maxim, da. E greu de spus, fiindcă depinde ce așteptări ai. Dacă vrei să ai așteptări de finanțări mari, să ai cu ce face documentarele astea, sunt țări în Germania, Olanda, mă rog, Suedia, oricare țară, sunt multe țări în Europa care situația cu finanțările nu e într-atât de complicată ca la noi. Cinematografia, artă, business, omenire. Așa cum o văd eu, e omenire. Deci e ceva uman, în primul rând. În primul rând. Care folosește, desigur, că uneltele artei, dar resursele business-ului. Deci, uite așa o combinație. Dar, în primul rând, pentru mine, în film, omul, că e făcut pentru om și e făcut despre om, oricum nu l-ai învârte. Sau, nu exclud, nu vreau să fiu înțeles greșit că sunt exclus animalele sau fac oarecare superioritate a speciei. Nu, pur și simplu e un limbaj care putem să-l înțelegem noi oamenii, că noi oamenii l-am format, l-am făcut. Vezi vreo concurență la nivel național în ceea ce ține de festivale de film? În contextul faptului că se organizează anul ăsta și la Chișinău Festivalul Moldox? Da, sigur că există. Și n-ar fi interesant dacă n-ar exista. Există, este... Bine, noi nu ne considerăm ca... Eu consider că noi ne-am nișat. Adică lucrăm într-un oarecare mod. Noi ne suprapunem la moment cu alte festivale mai mari. Sau, în general, cu un alt festival mai mare care este în Moldova, tot de film documentar. La noi nu e neapărat un festival de gală sau la noi nu se decernează premii pentru cel mai bun film sau pentru cea mai bună regie. La noi merge altfel. Noi asta punem deoparte. Sunt cei care asta fac. Pentru noi cel mai interesant e despre ce e filmul ăsta, unde deci regizoarea, regizorul, vrem să fie aici, să adresăm întrebări, audiența să vadă asta, deci să aibă un contact direct cu creatorii filmului, cu personajele filmului. Astea sunt lucrurile interesante. Deci e nou interesant după arta cinematografică ce se întâmplă. Ce e în spate la filmele astea și cine e în spate la filmele astea. Moldox este recunoscută pentru colaborarea cu regizorii cu renume mondial, chiar aș spune eu. Colaborarea cu ei, ți se pare sau ți s-a părut la început o plăcere sau un chin sau... Pentru că, omul de artă e omul de artă. Nu, noi avem... Cred că am găsit limbaj comun absolut foarte repede. Am putut să colaborăm foarte ușor. Ceea ce îmi place din oamenii documentarului sunt oameni simple. Chiar dacă au Oscaruri sau au... Care, de fapt, am avut oameni cu Oscaruri. Aici așa avem în continuare, care predau, eu am vedere, chiar la noi la laborator, la Moldox Lab, la Inspiration, Hjalmar Palmgren. Dar oamenii documentarului, în mare majoritate, sunt oameni simpli și nu cu aere și nu înseamnă nimic că are un Oscar. Că, de fapt, Oscarul acela e pentru un film care arată pe un om în chinuri și pentru ca spate să-l filmeze omul acela în chinuri, trebuie să ai oarecare nivel de empatie. Și dacă ai empatie cu omul ăla, de fapt, deseori înseamnă că și ai empatie cu mai mulți oameni. Tu fiind regizor, care ar fi standardele unui film documentar perfect pentru tine? Perfect nu există, dar mă rog. În primul rând, e foarte important cine îi personajul filmului sau care e situația. La ce situație, ce filmezi? Dacă e despre cineva, cine sunt ăștia? Cât de interesanți ei sunt pentru audiență mai generală, e subiectul. Și după asta deja sunt multe părți tehnice.
nu neapărat în documentar, poate nu e cel mai important ca să fie camera și imaginea frumoasă, dar depinde cum e montat. Mie îmi place când documentarul se folosește foarte bine de modalitățile de narațiune puternică. Deci nu neapărat să fie evenimentele în rândul în care ele s-au întâmplat, dar câteodată montate într-așa un fel, când e ceva interesant, îi schimbă, îi face diferența. Deci când toate chestiile astea sunt așa bine puse la punct și folosite într-un mod creativ, atunci e un documentar bun. Și prefer narațiunea prin audio, video sau text? Asta, în documentar, ele sunt mai puțin importante decât în ficțiune. În documentar poți să te aștepți camera să miște, să nu se audă ceva bine. În ficțiune mai, nu cum mai greu. În general, în ficțiune asta nu se percepe bine. Îi scoate din film. În documentar știi că arăți realități. În realitate, nici câteodată n-a să auzi bine, câteodată n-a să vezi bine, câteodată să fugi și camera să miște, câteodată să altceva. Pe final, cum apreciezi dezvoltarea, creșterea festivalului Moldox în 5 ani de zile? Sunt mândru de festival, sunt mândru de rezultatele noastre, mă bucur de echipă, că îi dedicată, că se implică oriunde n-ar fi, chiar dacă majoritatea sunt din Chișinău. Și au devenit și ei în felul lor cahuleni de aici. Știu orașul bine, au prieteni. Există un dialog cu orașul, adică cu audiența, cu oamenii de aici. E ceva foarte pozitiv. Vedem schimbări infrastructurale de aici, care sunt foarte importante pentru noi, că hai că în primii 2 ani spus că hai că facem, mai facem, dar după asta aveam și alte dificultăți și le-am început să schimbe. În general foarte pozitiv mă uit și optimist. Altfel, cred că nu puteam să continui mult. Eu îți mulțumesc. Și eu ți-ți mulțumesc. Și îți doresc mult succes la festivalul de anul acesta, pentru că va fi unul într-adevăr provocator, că și challenging din punct de vedere a organizării. Iar noi, prieteni, ne vedem în următorul episod al emisiunii Direcția Succes. Vă mulțumesc!